În anul 2010, în Brașov, a fost fondată o nouă biserică. La finalul conferinței intitulate De la Blestem la Binecuvântare, a fost anunțată deschiderea Bisericii punctul 0. Totul a început cu 10 oameni și, de-a lungul timpului, biserica a crescut, spune pastorul Fernel Șerman. Slujbele noastre uh, fluctuează, cum s-a cu tot, ajungem și la 180 de persoane. În evenimente am avut chiar 300 de persoane în contextul bisericii noastre și uh, credem nu numai prin locația pe care o avem, că este foarte strategică în orașul nostru, adică orice taximetrist o, folosește, o folosește numele bisericii ca punct de reper. Credem în salvarea Domnului Sus completă, într-o evanghelie completă, spunem noi, care privește iertarea, eliberarea de trecut, iertarea de păcate, eliberarea de trecut, vindecarea, nu doar fizică, ci și sufletească, restaurarea și eliberarea de orice influență demonică. Acum ne cunoaștem de atâția ani și știți că și în cadrul emisiunilor locale Adevărul și Viața de multe ori am slujit în această direcție atât prin cuvânt cât și prin rugăciune în vederea eliberării și restaurării vieții oamenilor. Cea mai importantă valoare a bisericii o reprezintă crucea lui Hristos, alături de cuvântul lui Dumnezeu și alte aspecte care țin de o viață trăită în asemănare cu Domnul Isus. Asta este valoarea noastră cea mai, cea mai mare, începând de la nume. Punctul zero pentru noi este crucea lui Hristos. Noi credem că crucea lui Hristos pentru fiecare credincios și om care nu-L cunoaște pe Domnul este punctul zero. Credinciosul care s-a întors de ani de zile la Domnul, în fiecare zi el trebuie să ajungă din nou la punctul zero. Noi credem că acea cruce despre care vorbea domnul Isus Hristos nu este suferința noastră, nu este necazul nostru care noi trebuie să-l purtăm zilnic, ci crucea lui Hristos este identificarea cu ceea ce el a făcut la, la cruce pentru noi. Deci valoarea noastră este exact ce spunea Pavel, nu vreau să știu nimic altceva între voi decât pe Isus Hristos și pe el răstignit. Adică persoana lui Isus și ce a făcut el pentru noi. Și unul din lucrurile care uh, mi-au plăcut foarte mult în, în Biserica .0 a fost calitatea cuvântului predicat, calitatea doctrinei. Această expresie care stă în spatele fiecarei lucrări și în spatele fiecarei activități care se face în biserică. Unde este scris? Și pentru că uh, am, am văzut așa de, de des, este scris, este scris, este uh, scris. Sunt foarte bine binecuvântat ca împreună cu familia să fim parte în această comunitate. Noi cred că nu suntem chemați să fim relevanți pentru acest oraș, pentru Brașov, să fim un răspuns prin care Dumnezeu să atingă oamenii, oameni care răspund la ceea ce, la cuvântul lui Dumnezeu. În Biserica.0 avem 11 culturi la care ținem, care sunt culturi ale cerului. Credem că una dintre culturi este cultura excelenței. Și noi avem o, o vorbă în popor, nu așa? De unde lucrurile merg și așa, nu merg deloc. Și de la începutul Bisericii.0 mediocritatea nu a avut loc în, în biserica noastră și s-a format această cultura excelenței. Vindecarea și eliberarea sunt teme care se regăsesc în mesajele bisericii punctul Bisericii.0, deoarece Domnul Iisus Hristos a făcut aceste lucrări. Ele provin din faptul că noi vrem să uh, trăim precum a trăit Hristos și să slujim precum a slujit Hristos. Dacă citim Evanghelie, un lucru este uh, clar din Evanghelie. Iisus Hristos predica cuvântul, învăța norodul și apoi le slujea. Și cum le slujea? Nu doar rugându-se așa general pentru ei și zice din oameni și-au demoni, bolnavi erau vindecați, cei care erau în păcat legați erau restaurați. Noi nu vrem nimic altceva decât să-L aducem uh, pe Hristosul viu, așa cum îl prezintă Evanghelile. De acolo pornește învățătura despre vindecare, eliberare și uh, nu doar să fii vindecat și eliberat, ci la rândul tău, fiind, experimentând vindecare și eliberare, să poți sluji altora. Și aici intervine echiparea, echiparea credincioșilor. Așa se întâmplă uh, de obicei în conferințele noastre Victorios, sunt conferințe anuale, le facem nu doar în Brașov, le facem oriunde suntem invitați în țară. O altă temă importantă care se află în preocupările bisericii bisericii.0 din Brașov este despre vremurile din urmă. Noi trăim vremuri speciale care se accelerează în mod continuu în vederea sfârșitului acestei lumi pe care Hristos ne-a spus că se va întâmpla și sfârșitul lumii noi putem privi din două perspective. Una, păguboasă, că vai, ce prăpăd va veni, alta victorioasă. Hristos va veni pe norii cerului însoțit cu armată de îngeri, iar cei care și-au predat viața lui Hristos îl vor întâmpina, fie că e vorba înainte de necaz, după necaz, nu, nu discut detaliile acestea, important este că Hristos va veni. Iar, prin tot ceea ce se întâmplă în contextul în care noi trăim, nu uh, puteți spune nimic altceva decât că se împlinesc anumite profeții biblice Fac o paralelă destul de uh, radicală pentru unii, dar este adevărată. Exact când Domnul Iisus Hristos a venit, dacă ne uităm și citim Evanghelie, spunea, precum era scris în profetul, puncte, puncte. Cam așa este și acum. Ne uităm la evenimentele care ne, ne înconjoară și putem să ne dăm seama că lucrurile se accelerează mult mai mult, mult mai rapid decât am crezut noi sau decât am prevăzut noi.